Ei, bun găsit! Bun găsit, dragii mei! Bun găsit! Sunt cu o pisică în brațe care toarce. E unul dintre pisoii aceia mici pe care îi vedeați voi în live-urile mele de anul trecut. Unul dintre ei, cel mai deșteptuț, negru complet, e la mine în brațe și toarce acum. Sunt liniștită cumva și vă mulțumesc pentru că ne conectăm și vă mulțumesc pentru că suntem împreună. Mi-e un dor nebun de alergat, mi-e un dor să simt vântul cum îmi bate prin păr și cum alerg și răzbat și transpir. Cum este viața aceasta? Doar atunci când nu putem să facem ceva și pierdem ceva, prețuim cu adevărat. Asta mă intrigă, mă deranjează când o spun. Și mă deranjează că se întâmplă cumva. De ce doar atunci când nu mai putem și nu mai avem, înțelegem cât de prețios e acel lucru? Am reflectat asupra acestui gând de dimineață și slavă lui Dumnezeu că se întâmplă să simt acum importanța cumva a obiceiurilor pe care n-am voie, de care n-am voie să mă descalț. Abia aștept să-mi leg și returile și știu că această kinestezică exprimare de a-ți lega și returile a mobilizat pe câțiva dintre voi astăzi să o facă, pentru că mi-ați și trimis un semn și sunt super fericită pentru asta. Chiar misiunea cu legatul și returilor se întâmplă, s-a întâmplat. Vă salută negruțul, el este din cuibul de anul trecut, din martie, cel mai deștept din cuib, a plecat primul să se cațere în copaci, am asistat la ziua în care pisica i-a scos să se cațere în copaci să învețe asta și a fost uimitor de fain să asist la lecția asta. Dragii mei, astăzi este despre gândul meu, în afară de faptul că e interesantă reflexia asta și gândul de ce se întâmplă să nu apreciem și aici vin foarte multe lucruri care pot fi spuse, dar intenția mea astăzi în ziua 21 din provocarea noastră de 66 de zile, just shine and, da mă, te mângâi, da, just move and shine, este să te îndemn în weekendul ăsta să ieși afară, să faci mișcare. Toate cărțile pe care le citesc în ultimul timp, de la Sapolsky, la Esprit, la toate cărțile care țin de corp sănătos, de creier sănătos, toate cărțile care vorbesc despre neuroștiința și sănătatea creierului, vorbesc invariabil despre mișcarea fizică. Mișcarea fizică, dragilor, plimbarea în mers alert, adică atunci când ajungi în casă să fii transpirat cumva, dacă stau drumul o să-mi orle și nu o să mă lași să fac live-ul, stai aici. Toate acestea cumva să știți că sunt pentru creier în primul rând. E musai să înțelegem odată că acest mod este un must have în tot ce înseamnă prevenția bolii noastre. Mișcarea fizică, oxigenarea creierului, circulația energiei a limfei. Și astăzi aș vrea să te îndemn că e weekend și tot e soare afară, să înțelegi că stările de anxietate, stările de depresie, toanele, incertitudinile, lipsa de viziune, lipsa creativității, toate acestea pot fi cumva lipsa stimei de sine și încrederii de sine, acceptării de sine, astea toate le poți cumva atât de simplu până la urmă, pentru că rețeta e foarte simplă. Doar tu trebuie să extinzi zona de confort, cum zice draga mea Gabi Zamă, să extinzi zona de confort și să-ți dai voie să te miști, să-ți dai voie să-ți schimbi chimia, ca să-ți vină inspirația, creativitatea, ca să ai o altă viziune de aici înainte. Fă și pentru mine o mișcare astăzi, fă și pentru mine 1000 de pași, fă și pentru mine 400 de metri de sprint în alergare, fă și pentru mine astăzi un sport afară, în aer liber, pentru că ăsta îmi lipsește foarte mult. Am să fac și eu stretching, promit, ușor, pentru că sunt foarte... Elena, draga mea, văd că îmi dă un apel pe grupul Femeia, dar eu sunt în live. Elena, ești cu noi aici, chiar dacă nu ești în live, ești cu noi în provocarea noastră și îți mulțumim pentru exercițiile tale și nădăjduiesc să te faci bine cât mai repede și tu și noi.
Astăzi, în weekendul acesta, este gândul meu să-l faci altfel și nu pentru că ești nevoit să-l faci altfel. Uneori apare un virus care ne provoacă să facem toate lucrurile altfel. Eu te provoc astăzi, în weekendul acesta, pe tine să faci lucrurile altfel pentru că hotărăști, pentru că intenționezi și pentru că îți dorești să aduci un plus valoare în viața ta. Tendem să ieși, să te plimbi, fă-o și pentru mine, tendem să faci un sport, tendem să-ți pui Adidas și să-ți legi Adidas și șireturile la Adidas și să faci ceva, să te mobilizezi în direcția aceasta. La fel de mult cum, evident, îți propun să te scanezi, să vezi cum te simți, cum ești, să citești, să faci sport, să te plimbi, lucruri extrem, extrem de simple. Sunt recunoscătoare tuturor celor care mi-ați trimis un mesaj. Sunt recunoscătoare tuturor celor care v-ați gândit o clipă și vă mulțumesc din suflet. Am primit un mesaj fabulos azi de dimineață de la Buzău, de la o doamnă care mi-a spus că astăzi se duce la Sfântul Maslu, unde o să mă pomenească. Mi-au dat lacrimile și vă mulțumesc. Sunt recunoscătoare să fiu înconjurată de oameni minunați și nădăjduiesc de mână să ne simțim și să mergem împreună înainte. Sunt recunoscătoare pentru momentele de conectare pe care le-am avut zilele acestea. Atât acasă, pentru că ieri m-am jucat de-a doctorița cu Saskia și ea era doctorița și eu eram pacienta și ne-am distrat teribil, a fost un hoh de râs. Trebuie să mai fac mai des asta, dar greu intru în rolul acesta de a mă juca de copil. E un to-do pentru mine. Însă m-am conectat cu oameni de la distanță, în acțiuni, în proiecte și mi se pare incredibil cât de fain e să fii atent, să lași să vină spre tine lucruri. Tendem și pe tine să fii atent, să vezi cum îți mulțumesc, Paula, pentru că ai alergat cu gândul la mine și mi-ai scris. Vă mulțumesc tuturor. Astăzi este despre energie, vineri, sâmbătă, duminică. Energie luată prin mișcare, prin sport, prin mobilizare, cumva. Astăzi este despre puneți Adidas și în picioare, leagă și returile și să vezi ce idei îți vin după ce te-ai obosit alergând un pic. Să fie, așa să fie, luni să ne vedem mega power, mobilizați împreună, mă simt bine, sunt clare acum niște lucruri, mult mai clare decât îmi erau acum câteva zile și abia aștept să facem o alergare împreună. E un subiect simplu, ia-l ca simplu, dar mobilizează-te să-l duci la îndeplinire. A te plimba, a alerga, a face sport în weekendul acesta este pentru minte, imunitate, stare, dispoziție, creativitate, puterea de a iubi până la urmă. Te îmbrățișez, să ai un weekend minunat, îți mulțumesc pentru că ne însoțim aici. Doamne ajută!